Huiduiel pentru primul ministru, chiar la el acasă, la Iași, câteva zeci de persoane au protestat aseară împotriva guvernului, dar și a președintelui Băsescu, în timp ce premierul se afla la o petrecere în sediul primăriei Iași. Cabinetul Ungureanu se află acolo pentru a participa la prima ședință de guvern comună cu guvernul de la Chișinău. Ce-i adus spionul să-și apere tronul? Ce-i adus spionul să-și apere tronul? Noi suntem poporul, jos cu dictatorul! Noi suntem poporul, jos cu dictatorul! Nu se poate, nu se poate o sfidare de genul ăsta. Efectiv, suntem considerați toți, toți, absolut toți, suntem considerați ca niște oameni de nimic de către actuala guvernare. Era șeful USIE. Deci era incompatibil cu funcția ca să facă politică. După două ori îți dă demisia. Cum respect tu când deja le-ai încălcat? Venind cu așa ceva vii și eu vrei să te crezi pe tine, mă? Golan! Golan! Nu mă deranjează în niciun fel un dialog critic care este construit pe bază de politețe. Pare rău însă că n-am apucat să știu cu ce pot eu fi de folos unor oameni care sunt nemulțumiți. Dar sigur va fi ocazia pentru asta. Președintele Consiliului Județean Iași, Constantin Simirad, a comentat în direct la România TV protestul oamenilor. Orice om are drept să protesteze. Fiecare are un necaz, are o greutate, nu poate rezolva prin alte mijloace decât prin astea și părerea mea este că ei trebuie luați în seamă. Un alt invitat la petrecerea de la Iași, deputatul Daniel Oajdea, le-a dat dreptate protestatarilor. Totul ar părea poate firesc dacă nu am ști și faptul că primarul Gheorghe Nichita face o obișnuință din a cheltui banii publici pentru propria imagine. Nu mă miră nici acum că organizează această recepție, mai ales că urmează o campanie electorală. La recepția organizată de primarul PSD, Gheorghe Nichita, au fost invitate peste 350 de persoane. Extrem de plăcută. S-au servit câte o cupă de șampanie, foarte mulți dintre invitați au încercat să discute cu primul ministru, cei mai mulți sau cu miniștri de resort, să mai explice probleme. Ați reușit să vorbiți cu premierul? Normal, da. Ați avut și bucate alese pe masă? Nu știu că eu postesc. Corespondentul România TV, Cristina Dediu, este la Iași și urmărește evenimentul. Bună dimineața, Cristina, cum s-au încheiat protestele aseară și ce urmează să se întâmple astăzi? Bună dimineața, protestele s-au încheiat pentru că oamenii pur și simplu s-au plictisit să îl mai aștepte pe premierul Mihai Răzvan Ungureanu în fața primăriei din Iași. Acesta a petrecut acolo mai bine de două ore în discuții cu președintele Consiliului Județean, dar și cu primarul Gheorghe Nechita. Până la urmă nu va avea ocazia să discute cu ocazia acestei vizite la Iași premierul Mihai Răzvan Ungureanu cu oamenii nemulțumiți, așa cum s-a exprimat dorința să o facă. Și asta deoarece astăzi intră într-un program oficial, este vorba despre prima ședință de guvern comună a cabinetului condus de Mihai Răzvan Ungureanu cu cabinetul condus de Vladimir Filat, cabinetul Republicii Moldova. Este o ședință importantă în care se vor semna și 8 documente bilaterale, unul dintre ele vizând cooperarea României cu Republica Moldova în vederea integrării europene a vecinilor de peste Prut. Se va discuta și despre domeniul energetic, unde se vizează interconectarea rețelelor între România și Republica Moldova, gazoduct Iași-Ungheni ar trebui să fie gata la finalul acestui an grație unor investiții cu bani europeni. De asemenea, se vor semna documente care vizează partea socială, Ministerele Muncii, Dezvoltarea Regională, Tineretul și Sportul. Așteptăm și noi aici o primire oficială care va începe la ora 10:30, după care vom asista la ședința comună a membrilor celor două cabinete.